Dragi prieteni, să ajungem la partea culturală a acestei emisiuni. Am mult spus. Doamnelor și domnilor, pianistul și compozitorul Teo Milea este una dintre cele mai interesante figuri din ultimii ani de zile, cele mai interesante personalități. A avut o ascensiune bruscă și aprecierea nu a întârziat să vină. A fost invitat, de exemplu, la Bruxelles, de ziua NATO, a reprezentat România la NATO și vedeți chiar acum câteva imagini cu Teo Milea. Este unul dintre clipurile pe care le puteți găsi pe site-ul său. Vedeți chiar în stânga sus logo-ul. E un tânăr despre care vreau să vă vorbesc în această seară, pentru că eu sunt sigur că îl veți reîntâlni și cred că în anii ce vor veni vom auzi probabil mai mult despre Teo Milea din afara granițelor țării, pentru că așa se întâmplă cu talentele, din păcate, cele care sunt în spațiul acesta. Doamnelor și domnilor, mă bucur să vi-l prezint în această seară pe Teo Milea. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Hai să vorbim un pic înainte de a te asculta. Tu ești din vest, nu? Da. Născut în zona Radului și crescut la Timișoara. De când a început proiectul tău de artă pură și de când ai început să compui și de când au început oamenii să află de faptul că tu compui, că probabil ai compus de când erai mic, din câte am înțeles? Am început să improvizez din clasa a doua, am început pianul în clasa a întâia și am reușit să duc improvizația la un nivel de compoziție acum 13 luni exact. În 26 noiembrie anul trecut am scris prima piesă, dar legat doar de partea de pian, am început în 26 aprilie anul acesta, în 26 iulie era gata materialul, în 26 noiembrie a fost gata disco și în 26 decembrie am răspuns invitației tale. Dragul meu, de-abia aștept să te ascultăm. O să pun și o întrebare redundantă? Nu. Pune-mi-o mie și zi mai departe. Oare când vor ajunge și politicienii din România să treacă de la stadiul de improvizație la o compoziție? Atunci când vom reuși și noi același lucru în emisiune de televiziune. Ok. Slabe speranțe atunci. Teo, pianul este al tău. Într-o emisiune, din păcate, nu poate fi decât pian electric. Te rog să te așezi confortabil, dă mie microfonul. Mi-ar fi plăcut și poate data viitoare când o să vin în studioul nostru vom avea cine știe un pian care e pianul tău preferat? Cu coadă! Măcar un Yamaha. Hai să spun un Fazioli. Cum zici tu? Asta are nume de paste. Are. Da. Thank you.
Doamne, ce bine, ce bine că de data asta, când am stat lângă un instrument muzical, n-a mai căzut nimeni în cap pe scenă. Felicitări, Teo. Mă bucur foarte mult că ai venit și sunt convins că într-un fel sau în altul și într-un fel bun ne vom revedea. Mulțumesc mult!